Beneficiarii ajutoarelor specifice acordate pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică sunt producătorii agricoli, persoane fizice și juridice cu exploatații pe producție vegetală și animalieră, exploatații care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și conversie. Solicitanții pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului, fie pentru o exploatație din producția vegetală, fie numai pentru una dintre speciile din producția animalieră sau numai pentru o exploatație din apicultură. Sunt în ceea ce privește pe vegetal și care s-au depus nu pe schema de plată pe suprafață. Pe județul Vâlcea sunt înregistrate undeva vreo 14 la direcția agricolă, dar la noi, pentru agricultură ecologică, separată de SAP, s-au depus undeva vreo 7-8, eligibil vreo 3-4, iar pentru schema de plată pe suprafață, nu. Dar anul acesta, introducându-se și această condiție, probabil că din cei 14 vor depune și aceste cereri. Ce produc fermierii? Produse ecologice. Produse, fructe, legume, deci produse ecologice care, la care să nu se fi folosit îngrășăminte chimice și substanțe fitosanitare.